am găsit un înlocuitor aici. Uite, Tisi stă lângă mine acum până nu stau decât și... emisiunea asta și plec să nu se supere. Nu se supere că era o glumă oricum. Ia zi-mi ce planuri ai tu, ce proiecte mai ai. Am un proiect mare. O să scot un album cu invitați, cu prieteni, foarte mulți prieteni. Așa. Pe care va fi și piesa care am cântat împreună cu De Santo, colegul meu. Da. Foarte multe piese noi, clipuri, spectacole. Cine sunt prietenii ai tăi cu care o să scoți? Păi va fi așa. Lasă-l pe mine, nu mai spune de mine. Mereu. Nu mai spun de tine, hai mă, nu mai spun de tine, bine. Va fi Denisa, Narcisa, Bogdan Artistu, sunt foarte mulți, ca să stau să-i număr acum, ne ia toată ziua. Da. Vorba vine. Sunt foarte mulți artiști cunoscuți, Adrian Minune, o să fie... Sunt foarte mulți. Și tu? Eu ce? Tu ce? Proiectele mele de viitor? Sunt foarte multe. Bine, eu oricum, activitatea mea se vede, e pe YouTube și... Eu anunț fanii, mi-anunț publicul meu, mi-l anunț prin intermediul Facebook-ului și YouTube-ului, prin promo-uri și ce mai fac eu. Și cum te găsesc pe Facebook? De Santo? De Santo, da. Am două pagini, am o pagină oficială, De Santo Music Sound, da. Că activitatea mea principală e cea de studio, imprimări și ce fac eu, aranjamente, și cea de prieten, facebook.com/santo.sound. Am înțeles. Pe tine, Tisi? Pe mine mă pot găsi la tici.robert sau pe YouTube la contul oficial Tisi. Și acolo pot găsi și piesele și da, putem vorbi tot timpul. Pe Facebook ai, nu știu câte de cei care te urmăresc, 16.000, dacă nu mai mult. Da, oh, sunt 18.000. Ceva deci, de 18.000 știu și eu. Da. 5.000 de prieteni. Oho. Lista e full. Mai mult nu pot. Da. Mai mult nu poți, da. Să-ți faci un alt cont, să faci pagina de like. Am celălalt cont, contul managerului, manager da. TC, da. Unde acolo pot adăuga, putem vorbi. Din păcate nu mai am loc la mine, dacă aș avea loc pe pagina de TC Robert, aș băga non-stop. Vin cereri în fiecare zi, dar nu ai cum. Asta e, să vorbim cu ăștia de la Facebook, să mai dea drumul la prieteni. Nu există. N-ai cum, dacă au pus ei regula cu 5.000. Asta e. Da. O schimbăm noi. Și pe noi, să știți că ne puteți găsi Facebook. Pe Facebook. Și pe noi, da? Dimineți cu tot ce vrei, simplu, legat, ne găsiți pe Facebook, ne dați un like, participați la concursul pe care îl avem și ne urmăriți în fiecare dimineață de la 8 la 10 aici la 6 TV. Tisi, ce ne mai cânti tu acum? Vă cânt piesa Bere la cutie, pentru că tot e vară, e o piesă de vară. Da. Și hai să ne distrăm. Hai să vedem cum e cu berea. Piesă de vară. Ce ai scos tu cu pâinea turcească aia după vremuri sau cum, a? Amintiri din copilărie. Amintiri din copilărie. Tot versurile tale au fost sau? A fost acolo, la grămă, de la studio. Ia, fredonează-mi. Îmi aduc aminte când eram copii, golonea pe stradă făceam nebunii, șterpeleam un măr sau o pară din piață, stăteam la caterincă zi și noapte, ce viață. Mai zic, frumos, mai zic. Hai, refrenul. Ia le 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 le, ia le 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 le, ce frumoase sunt amintirile. Ia le 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 le, ia le 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 la, fac parte din viața mea așa ta. Ia le 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 le, ia le 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 le, ce frumoase sunt amintirile. Ia le 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 le, ia le 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 la, fac parte din viața mea așa ta. Foarte frumos, foarte frumos. Foarte frumos. Nu. Mergea? Erai live. Ce vrei să spui? Nu, n-am știut că merge microfonul. O să auzea... Păi cum să nu? Cum să nu? Am crezut că fac aplauze, playback. Da. Deci ziceai că tu vrei vouchere, da? Da. Deci mulțumesc. Facem din nou reclamă? Facem din nou concurs, da? Avem vouchere, da? Cu 55% reducere la cazare la pensiunea Toledo din Predeal pentru două persoane și 70% reducere la spa-ul din cadrul pensiunii, un adevărat răsfăț. Deci o ședință saună infraroșu și saună finlandeză, o ședință hidroterapie, 3 proceduri de tonifiere și slăbire prin electrostimulare,
1 ședință masaj cu pietre vulcanice, un tratament facial cu argilă albastră de tonifiere și relaxare. Asta e numai pentru doamne și domnișoare, dar până la urmă poți și domnii să-și facă așa. Întrebarea am și eu. Da. Găsim și fata de aici, acolo, sau? Nu știu, o să întrebăm pe doamna patronă de acolo când ajunge noi în weekend, o să fim acolo. Noi, prezentatorii de la Diminescu, ia uite de Santu, vrei și tu acolo? Ia uite ce e. Deci nu uitați, sunați la numărul de telefon afișat pe ecran dacă vreți vouchere, intrați în direct cu noi sau vă lăsați datele în regie. Mergem noi, TC, mergem noi și venim înapoi în emisiune și povestim cum a fost, ok? Ce crezi, bine? Foarte frumos, da. Și așa, vacanța... Da, da, eu vreau să fie și fata acolo, altfel nu mă... Ce să fac? Păi tu ai o fata ta, îmi pare rău. Nu se poate alta. Dacă n-aveai, da. Păi să facă masaj, să facă, uite, e cu ce e, cu spa, cu... Păi să știi că un masaj astea o să facă cineva, dar nu știu cum o să arate fata. Asta nu știu încă. Asta nu garantează nimeni. Da. Da. Poate să fie un bărbat. Aolo, să nu fie așa ceva. Am un prieten bun, dacă vrei. A, nu, mersi. Masior, serios? Face bine? Nu știu. Ai mai încercat. Deci mai fără încerca lucruri de asta dimineața. De Santo, ne mai cânti tu ceva acum? Cum să nu, vă cânt. Ia zi, ce ne cânti? Vă cânt Aroma ta. Așa se numește melodia, o poveste foarte frumoasă, dar hai să o auziți mai bine, nu? Da. Decât să vorbesc eu mult și prost, mai bine vă cânt. Da, să-l vedem. Păi cântă-ne! Să auzim, să o dansăm. Dar te rog, vino să dansezi lângă mine, că eu nu pot. Mă simt singur. Ah, nu, lasă. Mă simt singur și sunt singur și plâng. Nu e gata cu Aroma? Nu știu, e gata. Oricum e aromată melodia. E gata Aroma, nu e gata Aroma. Prima piesă de pe CD-ul Orange. Nu cu aluzie, nici cu reclamă. Da. Ne țin cu minore. Da. Așa zice nevastă. Oh, așa zice nevastă. Da, nu. Îmi schimb sângele des. Tisi. Stăm foarte bine cu dragostea. Adică. E totul frumos. Am și o prietenă de 4 ani de zile. Urmează să ne căsătorim și noi. Foarte frumos. Să ne invitați și pe noi la nuntă. Venim, filmăm acolo. Cum să nu? Cea mai mare plăcere, da? Dacă nu veniți, vă dau eu filmările. Dai tu filmările. Da, dar să ne dai și niște chestii care nu trebuie să... Picanterii? Așa. Exact, picanterii. Cum să nu? Fabricăm dacă nu sunt. Nu-i problemă, mergem înainte să mă schimb eu. Pa, să fură generică. Da? Nu se asta îmi place și mie la nuntă. Nu mai vreau să fure mireasa. Vreau să se fure generele. Gata. Anul ăsta vrei să se schimbă furat, tot. Să se schimbe, da. Vreau să fiu și eu furat, să fiu și eu în discotec, să mă duc și cu mine. Știi că mai nou e să fură cu talibani. Deci vine o limuzină, am văzut eu chestia asta. O limuzină cu 6-7 talibani îmbrăcați în straie de alea de arabi. Și te ia pe sus, te încață, te leagă și te fură. Adevărat. Nu, așa mă, vreau să mă așa, frumos. Nu, așa te fur dacă e să... Păi așa mă și bat ăștia. Vrei să vii, nici nu te mai întreabă. Și să vedem, să vedem pe soția ta cu, cum mai scoate cămașa, cum trebuie să plătească. Îți dai seama ce trebuie să plătească? Cu arabii e greu. Fii atent. Ce trebuie de cămile astea? Nu știu. Depinde de ei. Da, deci domnișoarelor, dacă credeți că mai aveți vreo șansă, nu mai aveți nici cu Tizi, nici cu Doar poate Santo. Când îl fură la nuntă, doar, da, atât. Exact, doar să-l furați la nuntă. Dacă îl fură la nuntă, atât. Dar să nu mă furați mult. Doar o, doar o dată. Sau te văd. O dată, de două ori, atât, că mai mult nu pot. Băi, așa reclamă, să faci mult, cum o lăsă de două ori? Păi cum să te lipsești așa mult de acasă? Ce? Păi cât poți să-l lipsești tu de la nuntă? Cât poți să lipsești? Două ore, mai mult de două ore n-ai cum. E mult de ore. Cam vezi? Mult, da. Păi și, ce și faci? Mirea asta stă și e generică, am venit nuntă? Cum facem? Lăutare cântă, nu? Masa merge. Păi la darul se strânge. Tu ai fost plecată în weekendul ăsta. Da, am fost plecat, am fost în Germania. Da. La un club, am cântat pentru românii din Germania. Club Magic se numește, foarte mișto. Urmează să se ducă și eu video De Santo. Așa. Scuzați-mă, domnul De Santo. Nu, nicio problemă, domnul Robert. Suntem mai peste tot așa, mai în toate cluburile unde ne contactează lumea și ne cer. Pentru că sunt foarte mulți români în străinătate, cel puțin în Italia sunt foarte mulți, Italia, Spania, Anglia, Germania. Da. Și mergem. Deci de fiecare dată să... sunteți chemați mereu. Suntem chemați să încălzim sufletele la români. Să ne distrăm ca la noi acasă, numai că ne distrăm la ei. Frumos, asta e, ne vrea lumea. Păi de ce să nu vă vrea?
Că talentați sunteți. Frumos suntem. Exact, deci Cretic, să nu vă trebuie să vă apucați să cântați și la anunț totuși. Eu asta zic. Eu mai merg din când în când și la anunț. Da? Nu mă... Și tu cânti numai manele, da? Nu, cânt de toate. Da? Am un repertoriu ok. Foarte bogat. Da? Tu? La fel. Și foarte tu la bogat, fel. Da. Îmi promit eu că o să avem un show la o nuntă amândoi. Faci striptease. Aul. Iată că s-a dus timpul, gata, emisiunea. Tisi, o să repede. Ne cânti tu la final acum, ce ne cânti? Am o piesă dance cu influențe manea. Se numește Mojito în San Francisco. Mojito în San Francisco. Dragii mei, gata emisiunea de astăzi. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. Vă aștept și mâine dimineață de la 8 la 10 aici la 6 TV. Ce număr are piesa ta, Tisi? Numărul 3. Ultima parte. Numărul 3 sau 4? Ultima? Ultima, 4. Da. Lasă-mă puțin așa, ia dă-te puțin așa, să mai zic ceva telespectatorilor. Mulțumesc încă o dată, ne puteți găsi și pe Facebook la...